sunt mulți care s-arată, dar sunt sătui de lopată. Nu mai ai loc de boierie, plin de bombardie. Se dă oara ceas pe viață și se îmbracă de la piață. Viața asta-i ca o scară, unii o urcă, alții o spală. Unii o urcă cu noroc, alții cu cârpa și mocul. E plin de milionari, nu mai dă ea fără bani. Nu au ochii ca în burtă, sărății cu cârca ruptă. Le-aș pune un geam la burtă, să văd toamea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de balosan. Le-aș pune un geam la burtă, să văd oamenea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de balosan. Să miros de la distanță, care fură la cântar și care e barosan. E ușor să-l recunosc pe la cu obrazul gros, care lume bea moier și acasă ia pe caie. Viața asta-i ca o scară, unii o urcă, alții o spală. Unii o urcă cu noroc, alții cu cârpa și mocul. E plin de milionari, nu mai dă ea fără bani. Nu au ochii ca în burtă, sărății cu cârca ruptă. Le-aș pune un geam la burtă, să văd toamea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de balosan. Le-aș pune un geam la burtă, să văd lumea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de barosan. Cu cârpa și mocul. E plin de milionari, nu mai dă ea fără bani. Nu au ochii ca în burtă, sărății cu cârca ruptă. Le-aș pune un geam la burtă, să văd toamea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de balosan. Le-aș pune un geam la burtă, să văd lumea cum se luptă. Au o sută în buzunar și picuri de barosan. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, extraordinar jazzul ăsta, mi-a plăcut foarte mult. Iată, astăzi o ediție specială, o ediție de breaking news, fiindcă tocmai ceea ce s-a întâmplat, un eveniment pe care deja nu-l mai așteptam. Știe tata ETFs, astăzi discutăm despre ETF-uri, pentru că după 4 luni de așteptare, după 4 luni de tatonări, după 4 luni de telefoane și muncă de convingere mai ceva decât cu o femeie, cei de la XTB în sfârșit au introdus mai multe ETF-uri internaționale, ETF-uri pe acțiuni internaționale, în urma discuțiilor pe care le-am avut. Iată așadar instrumentele pe care le vor adăuga. Cum spuneam, a fost nevoie de foarte mult timp pentru a-i convinge să le adauge. Din acest punct de vedere, nu sunt foarte mulțumit de, să zicem așa, customer support-ul celor de la XTB sau de modul cum ei servesc clientela, ar putea să mă angajeze pe mine, de exemplu, manager de produs, le-aș face curățenie în ofertă, însă până la urmă să dăm cezarului ce al cezarului.
În sfârșit, după 4 luni de încercări, aceste ETF-uri pe acțiuni individuale, pe țări individuale, îmi cer scuze, au fost introduse. Le avem aici în ofertă foarte pe scurt, iShares MSCI Rusia, iShares MSCI Africa de Sud, iShares MSCI Australia, iShares MSCI Polonia, iată ce rușine, un broker polonez nu avea practic ETF pe Polonia, dacă se poate așa ceva, dacă credeți că poate exista așa ceva, e bine, în România totul e posibil. iShares Israel, cum puteți vedea, Pacific, Canada, FTSE 100, acum disponibil pentru tranzacționare și în euro, era doar în lire sau în dolari. FTSE MIB, Italia, iată, celebra Italia, nu, bătrâna doamnă, cum mi se mai spune, bătrânului continent. iShares Stock, Europe 600, Lyxor MSCI, Turcia, foarte important, un ETF pe argint fizic de la Xtrackers. Deutsche Bank, așadar, iată, lansează un produs cu replicare fizică pe argint tranzacționat în euro. Nu este însă acesta Eurohedge, dar am solicitat introducerea și unui instrument pe aur și a unuia pe argint Eurohedge. Vom vedea, probabil iarăși vor mai dura încă 4 luni. Din acest punct de vedere, sunt foarte mulțumit de relația cu Tradeville. Ei introduc orice ETF doresc la tranzacționare. Pe de altă parte, dacă tot am depus acest efort, sigur că este de apreciat că se vor introduce câteva ETF-uri și pe XTB. Practic, oferta devine mai bogată, opțiunile celor care caută astfel de oferte pot fi mai diversificate și de ce nu poți să intri la cumpărare dacă ai 10 euro comisionul și cu sume ceva mai mici pentru a-ți manageui riscul, mai ales în perioadele astea volatile, cu 6, 7, 800 de euro, depinde de fiecare. Un ETF de la Xtrackers, tot așa, Deutsche Bank, iată, ne aduce și ETF pe Thailanda, ETF pe Spania, Xtrackers MSCI Spain. Bineînțeles, pe Filipine, sunt foarte mulți probabil dintre dumneavoastră care își doreau să investească în Filipine, acum au ocazia, un ETF special de la SPDR, iată, pe un rate european cu un total expense ratio de doar 0,3%, mai bun decât ETF-ul de la iShares European Property, care avea 0,4%, iată, acum disponibil pe XTB, după ce i-am rugat foarte mult, iată, m-a rugat de ei și până la urmă, vedeți că presiunile făcute au dat și rezultate, avem ETF pe Rusia, putem investi în 6-700 de euro pe lună pe Rusia, astfel încât să manageuim riscul, mai ales în această perioadă de scădere. Vedem aici toate detaliile acestor ETF-uri. De exemplu, iShares MSCI Rusia, da? Îl vom vedea și aici, vedem tot ce ne interesează. Sigur că moneda suport rămâne dolarul, prima monedă a lumii când vine vorba de fonduri de investiții. Year to day, -25%, vedem aici, iată, este un ETF cu replicare fizică, domicilia, bineînțeles, în Irlanda, cu un total expense ratio de 0,65%, un pic măricel, dar asta este situația, nu avem unul mai ieftin pe Rusia, pentru cei care vor să investească în această țară. Price to earnings ratio 5,60, price to book value 0,85, importantă deviația standard, v-am spus de atâtea ori, pe ultimii 3 ani 26,87%, deci iată, Rusia, o piață volatilă, asta înseamnă că pot exista și oportunități de cumpărare, dar și riscuri mai mari, bineînțeles. Nu este la fel de lin acest indice ca un FTSE All World. Are și FTSE All World meritele lui, bineînțeles, și am prezentat acest lucru într-un video anterior pentru cei care vor să investească sume mici lunar, opțiunea Trading 212 cu comisioane 0. Iată principale equity-uri din indicele MSCI Rusia, Sberbank Rusia, celebra bancă. Pentru cei care au urmărit ce am discutat cu Lin Alden, probabil știu ce s-a discutat și despre Sberbank. Această bancă rusească, un top asset al rușilor, doamnelor și domnilor, Gazprom, incredibil, Gazprom nu poate fi lăsat deoparte. Știm cu toții că Gazprom reprezintă liderul industriei petrolului. Mai multe despre aceste detalii pentru patronii comunității Investitor Inteligent, patreon.com/investitorinteligent, Lukoil, Norilsk, Novatek, Tafnet Sponsored, Public Joint Polius, îmi cer scuze, Rosneft Oil Company, Magnit și așa mai departe. Iată, equity-urile rusești, toate la un loc, doamnelor și domnilor, disponibile în acest moment, prin un ETF cu replicare fizică și care poate fi tranzacționat în euro prin intermediul XTB. Se pare că n-au introdus aici mai multe detalii. Abia a fost introdus ieri acest instrument, deci la solicitarea mea este practic o ediție de breaking news, este o premieră. Vedeți aici și indicele MSCI Rusia în ruble, iată, performanța sa anuală. Aici este anuală, iar aici mai jos vedeți anualizat Rusia 24% pe an anualizat din 1994 încoace. Fantastică performanța indicelui rusesc. N-am mai văzut așa ceva la alți indici globali. Bineînțeles,
Acest randament este în ruble, ceea ce înseamnă că în euro probabil rezultatele sunt cu totul altele, dar rubla, bineînțeles, se depreciază pe termen lung ca și orice altă monedă emergentă versus monedele țărilor care au reserve currency. Rusia în acest moment, ultimele date de la 30 iunie nu sunt actualizate pe ultima, da, iunie, nu, nu sunt actualizate pe ultima lună. În orice caz, un dividend yield ridicat 6,43. Rusia, știm acest lucru pentru cei care au văzut ce am mai prezentat în comunitate, era același risk premium ca și România, da? Deci Rusia, iată, foarte bună pentru diversificarea portofoliului, mai ales pentru cei care au investiții doar pe BVB, să zicem. Cel mai mare drawdown, 36%, Rusia în continuare ne demonstrează că este totuși, iată, o țară care fiind value are un drawdown scăzut, 36% cel mai mare drawdown, price earnings scăzut, price to book value scăzut, de o țară foarte interesantă. Rusia știm că stă bine și macroeconomic, are surplus bugetar, rezerve de aur foarte mari, Banca Centrală a Rusiei duce o politică monetară foarte conservatoare. Important de știut acest lucru, Rusia, iată, opțiune investițională începând de astăzi și pe XTB, acest ticker QEBB.de, QEBB, bineînțeles, acesta este tickerul instrumentului de iShares pentru tranzacționarea în euro. Mergem mai departe, fiindcă avem mai multe să vă prezentăm. Tot din acest document exclusiv, iată, document bombă, practic, putem spune, lansat de XTB, avem un alt instrument, doamnelor și domnilor, pe Africa de Sud. Africa de Sud, o altă țară, iată, emergentă, o țară commodity driven, cum ne place nouă să spunem, o țară care, iată, a avut o performanță foarte bună în ultimul timp. Îmi pare rău că nu am aici, dar sigur că l-au cei de la XTB, graficul pe Africa de Sud, să vedem și ticker-ul, cred că este IBK4.E. Da, iată graficul pe Africa de Sud, să vedeți ce, haideți să-l dăm pe weekly, o revenire foarte frumoasă de la punctul de bottom, de la 16,8, iată, o revenire excepțional de drăguță pe Africa de Sud. Îmi place foarte mult acest trend. Acum, iată, o mică corecție, toate piețele știm că s-au corectat. Este foarte important, însă, dacă avem aceste instrumente la tranzacționare, avem capital, avem resurse, lichidități, putem găsi momente oportune de a ne construi o poziție. Asta nu înseamnă să intrăm cu toți banii, asta înseamnă să intrăm cu o primă cumpărare și după aia pe corecție adăugăm. Africa de Sud, așadar, opțiune extrem de interesantă, minus 18% year to date, vedem mai jos, iată, total expense ratio tot 0,65, la fel ca și Rusia, este, bineînțeles, și acest ETF domiciliat tot în Irlanda, paradis fiscal. Da, este, cei de la iShares sunt cei mai mari emitenți de fonduri mutuale menajute pasiv, da, BlackRock Asset Management, iată, managerul fondului de investiții. Avem aici toate detaliile, avem bineînțeles și price earning ratio 15,5, price to book 1,89, randul sud-african iarăși a rezistat destul de bine, iată, în această perioadă, o perioadă volatilă. Naspers, cea mai mare deținere acestui fond mutual, 28%, da. Această companie de consumer discretionary pare să domine indicele pieței din Africa de Sud, dar avem și alte companii de commodity, iată, Gold Fields, probabil o companie din industria aurului, da, de extracție, aurului, First Trend, Standard Bank, Impala Platinum, Sunlam Limited, Sibanye Stillwater și așa mai departe. Mai multe companii, vedeți aici toate detaliile și pe sector. Consumer Discretion îi conduce detașat 30%. Avem Materials, Financials și alte sectoare mai mici. Bineînțeles, disponibil la tranzacționare prin intermediul XTB cu ticker-ul IBC4. Doamnelor și domnilor, iată graficul. Îmi place acest lucru la XTB, faptul că au graficele acestea foarte frumoase din punct de vedere tehnic de analizat și bineînțeles faptul că ai cotații în timp real. Ce nu-mi place? Nu-mi place greutatea cu care se introduc instrumentele. V-am spus, 4 luni de zile am stat și am dus eforturi, muncă de comie pentru ca aceste instrumente să fie adăugate. Le avem în sfârșit la dispoziție. Le avem în sfârșit pe XTB și în ediție de Breaking News. Vă arăt acest lucru, iată. Și indicele MSCI Africa de Sud, cum s-a comportat, aveți aici performanța anuală din 2006 până în 2019. Foarte interesant de văzut că după o scădere, cum este aceasta, e 37, urmează un an cu o creștere spectaculoasă. Pentru cei care cumpără pe corecții, aceste lucruri pot reprezenta o informație importantă. Da? În general, după o corecție agresivă, avem și un an care manifestă o creștere. Indicele, dividend yield-ul a mai scăzut de când piața s-a tot apreciat la minimele de pe, de,
de prin 23 martie, să zicem, la finalul lunii martie, era undeva la 4%, iată, fiindcă s-a apreciat de atunci, am avut o creștere frumoasă, cum spuneam, consolidată a indicelor în Africa de Sud, dividend yield-ul a mai scăzut la 3%. Acum, pe ultimii, din 2000, anualiza 7,44 indicele pieței în Africa de Sud. Aici nu ne referim la avea un bet, o țară sau alta, ne referim mai ales la diversificarea în cât mai multe zone, în cât mai multe monede, așa cum recomandă doamnelor și domnilor și Ray Dalio. Ultimii 10 ani au fost foarte favorabili pentru Africa de Sud, dar atenție, asta nu ne este deloc un indicator util pentru ce va urma, fiindcă din potrivă, țările care au performat prost sunt prognozate să performeze mai bine în următoarea decadă. Pot exista surprize plăcute din partea celor din Africa de Sud. Vom vedea acest lucru. Avem la tranzacționare MSCI Australia, o altă țară extrem de cunoscută, extrem de populară. Aceasta este o țară dezvoltată, doamnelor și domnilor, la fel ca și Canada. Australia însă ferită, nu-i așa, de tot ce înseamnă acest fenomen de contagiune din zona euro sau din Statele Unite. Iată, Pacificul, o zonă aparte, Pacificul, trebuie spus, indicele Pacific conține atât Australia, cât și Singapore, cât și Noua Zeelandă și, iată, cât mai multă diversificare, așa cum ne place nouă să spunem, un total expense ratio de 0,5 pe Africa, pe Australia. Avem însă, pe de altă parte, cum spuneam, și un indice, nu știu dacă l-am aici, Pacific, aici Japan, care are deja conține Australia acest indice, stați să vă arăt geografic, Australia 59%, Hong Kong, am uitat de Hong Kong, cum e posibil acest lucru, 28% Hong Kong, 9% Singapore, 2,83% Noua Zeelandă. De ce prefer acest indice? Pentru că deja are în el și Australia și Hong Kong, pe care nu știu dacă avem ETF individual, nu cred, are și Singapore, bineînțeles, pe Singapore poți să mărești expunerea dacă ai un tilt pe Singapore și are un total expense ratio de doar 0,2, deci câștigăm, iată, și la eficiența comisioanelor de administrare, MSCI Pacific, Japan, iată, acesta este indicele extraordinar, a evoluat în ultimii 10 ani chiar peste indicele benchmark din țările dezvoltate și cred că și peste, bineînțeles, țările emergente. Țările emergente au fost codașele acestei decade. Să vedem ce va urma. MSCI Pacific Asia Japan nu lipsește din portofoliul niciunui investitor care își dorește diversificare, o diversificare la nivel global, doamnelor și domnilor, în cât mai multe țări și în cât mai multe monede, cum spuneam. Din 94 până la 5,99 anualizat pe ultimii 10 ani, 5,78, își păstrează, iată, un trend de 5-6% MSCI Japan, dividend yield 4%, interesant acest lucru. Mai multe detalii avem și aici despre equity-urile din Australia, Commonwealth Bank of Australia, CSL, BHP, Westpac Banking Corporation, National Australia Bank, West Farmers, Australia and New Zealand Banking și așa mai departe. Rio Tinto, celebra companie Rio Tinto, pentru cei care cunosc. Mergem mai departe să vedem și în indicele din Pacific ce conține la nivel de companii, pentru că contează și acest lucru, iată, Financial, Saia Group, Commonwealth Bank of Australia, cea de care v-am spus și mai devreme, CSL Healthcare, BHP Group, Hong Kong Exchanges and Clearing, Westpac Banking Corporation, National Australia Bank și așa mai departe. Foarte interesante aceste ETF-uri, doamnelor și domnilor, care oferă o diversificare la un cost foarte mic pentru investitorii de retail. Disponibile așadar, cum vă spuneam, începând de astăzi, doamnelor și domnilor, sau de luni, că azi nu se tranzacționează, și pe XTB România, la solicitarea mea, aceste ETF-uri după 4 luni de zile au fost introduse, oferă o reală oportunitate de a diversifica portofoliul, de a adăuga tilturi regionale, tilturi pe țări și de a te diversifica mai bine decât printr-un indice market cap. Uite! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, aici SMSI Poland, cum spuneam, o rușine faptul că cei de la XTB nu aveau ETF pe Polonia, a trebuit să vină șeriful, da, șeriful din București să le spună că nu au ETF pe Polonia. În sfârșit a fost introdus Polonia, iată, nu a performat absolut deloc bine, numai puțin. Polonia nu a performat deloc bine în ultimii 10 ani, un deceniu pierdut pentru equity-urile poloneze, minus 0,6 pe ultimii 10 ani, din 94 până azi doar 1,37, însă Polonia, din păcate, iată, un dividend yield mic, însă Polonia este o forță a Europei de Est.
Toată Europa de Est se caracterizează în acest moment prin valuation-ul scăzute, dar un trend demografic defavorabil, cum avem și Rusia, însă diversificarea, cum spuneam, importantă, value stocks ar putea să supraperformeze growth pentru următoarea decadă, de văzut ce va urma. Vedeți aici performanța equity-urilor poloneze, vedeți și fundamentele la 30 iunie 2020, nu sunt actualizate pe ultima lună și iată acest ETF pe Polonia. Are un total expense ratio de 0,74%, este bineînțeles deținut, controlat, să spunem așa, tot de cei de la BlackRock Asset Management. Ce putem spune despre acest ETF? Este domiciliat în Irlanda, paradis fiscal, ca și toate celelalte de la BlackRock. Price-earning ratio interesant, 11.9105, Alexandru, în comunitatea Investor Inteligent, vă puteți abona, patreon.com/investorinteligent, pe grupul de Facebook Investorul de Inteligent, ne-a postat o analiză tehnică foarte interesantă pe Polonia, cu un scenariu bullish și un scenariu bearish. Vedem care se va valida în perioada următoare. Sunt momente volatile pe piețele de capital. În fiecare zi lucrurile se pot schimba la 180 de grade. Trebuie să fim atenți zi de zi ceea ce se întâmplă și să luăm măsurile care se impun. Equity-urile poloneze, cum spuneam, n-au performat bine în ultimii 10 ani, însă asta nu ne spune nimic despre future expected returns. Din potrivă, a spune faptul că ele sunt mai ieftine, ne dă un pic încredere că este posibil ca decenul următor să fie favorabil equity-urilor poloneze, dar nu avem nicio certitudine. Piața de capital implică nenumerate riscuri pe care fiecare trebuie să le managereze la nivel individual. CD Projekt, Pauzechna, Polska Mits, Polski Concern Naftoki Orlen, Dinopolska, Bank Pekao, Polskie Górnictwo Naftowe Gawown. Wow, am reușit să citesc ca și ceva, sunt mândru deja de mine. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, continuăm diversificarea MSCI Turcia. Deja știm foarte multe, avem un produs de la Lyxor, o replicare sintetică, total expense ratio 0,45, le mulțumim celor de la Lyxor și mai ales celor de la XTB că au introdus în sfârșit acest instrument. Turcia, foarte riscantă în acest moment, vorbim de devalorizarea monedei, vorbim și v-am spus, le-am trimis celor care sunt abonați în comunitatea Investor Inteligent, încă o dată, patreon.com/investorinteligent. Soft peg-ul pe lira s-ar putea să cedeze în perioada următoare, din ce în ce mai puține rezerve de dolari ale băncii centrale, din ce în ce mai greu să țină moneda sub control, putem asista la o devalorizare a monedei de 50% în Turcia. Turcia este cea mai vulnerabilă țară în momentul actual al țărilor emergente după Argentina. Știți ce s-a întâmplat și în Argentina? Lucrurile pot lua o întârsătură dramatică în Turcia, pe de altă parte valuation foarte scăzut al pieței de capital, price earning 8.97, price to book 0.9, dividend yield foarte scăzut. Din 9.7 încoace 5% ne-a adus MSCI Turcia. Turcia însă are aceste evoluții sinusoidale, vă uitați ce se întâmplă aici cu double top, double bottom, doamnelor și domnilor, ceea ce înseamnă că în acest moment contează și betul pe intrare pe Turcia. Când intri pe Turcia este foarte important. Aș spune mult mai important decât la un indice market cap weighted care are o evoluție mult mai transparentă, un trend ascendent în principiu. Aici contează foarte mult. Suntem la un nivel de bottom, fără echivoc, nu știm cât se va mai duce în jos, însă e un nivel de bottom. Da? Și cine vrea să-și construiască o poziție pe Turcia, iarăși există această opțiune prin intermediul XTB. Turf R, Lyxor, un ETF sintetic, atenție, deci are risc de contrapartidă. Dar, mă rog, nu mă aștept ca în industria asta financiară să asistăm chiar la astfel de lucruri neplăcute. Iată ce bine se vede suportul, incredibil, 21,5, moment interesant pe Turcia, doamnelor și domnilor. Pentru cei care vor să deschidă o poziție, fiecare va decide în cunoștință de cauză acest lucru. Merge mai departe, doamnelor și domnilor, IJS TEA 35 Israel, uciți ETF, un nou ETF uciți pe Israel. Probabil mulți dintre dumneavoastră n-ați mai investit până acum în Israel, ce păcat, ați putea spune noi așa, Israelul, iată, are și el oportunitățile sale, tărâmul sfânt sau cum mi se spune, total expense ratio 0,60, domicilia, bineînțeles, în Irlanda, acest ETF cu price earning ratio 12,15 și price to book 1,13, iată, valuation-uri relativ rezonabile și pe Israel, aveți equity-urile israeliene cu Information Technology, NICE, LTD, Perigo Healthcare, Teva Pharmaceutical, Helker, Bank Hapoalim, n-am auzit, Bank Leumi, am auzit, e și în România, parcă, Elbit System, Israel Discount Bank, Mizrachi, Tefa Hot Bank și așa mai departe, Tower Semiconductor, iată Israelul, o țară interesantă, doamne și domnilor, cu financiarul, conduce acest indice, Helker, Information Technology și așa mai departe, are și Real Estate, doamnelor și domnilor.
Israelul așadar poate fi disponibil și la tranzacționare printr-un ticker disponibil la bursa nemțească QDVM pe Trayville. Bineînțeles, eu până acum doar prin Trayville am tranzacționat, însă începând de astăzi, cum v-am spus, vor fi disponibile și pe XTB aceste ETF-uri pe acțiuni pe țări individuale. Un lucru bun, cu 10 euro comision poți să-ți construiești o poziție cu doar 6-7-800 de euro. Da, eu până acum investeam minim 1000 de euro pe instrument, ceea ce înseamnă un management mai bun al riscului. Poți să intri cu incremente mai mici. QDVM, nu știu dacă am deschis graficul, nu știu ce am făcut. Haideți să vedem cum arată și graficul din Israel. Alexandru, comunitatea de Facebook, investitorul inteligent pentru abonați, patreon.com/investitorul inteligent, a făcut o analiză tehnică și pe Israel, a identificat niște puncte de suport, o zonă de suport, de fapt, între 4.2, 4.3, mai multe detalii pentru abonații comunității investitorul inteligent. Iată, în luna martie, acest indice a scăzut undeva până pe la 3.75, foarte interesant acest grafic și vedeți, doamnelor și domnilor, că Israelul, iarăși, la fel ca și Turcia, cum spuneam, are această evoluție sinusoidală, contează foarte mult când intri. Ne aflăm la un nivel de bottom. Orice s-ar spune, ne aflăm la un nivel de bottom. Uitați-vă, au existat puncte mult mai sus pe acest grafic. Contează și managementul activ, bineînțeles, în gestionarea acestor ETF-uri pe țări individuale, fiindcă volatilitatea fiind foarte mare, swing-urile fiind mari, contează foarte mult când intri și când ieși, când marchezi profitul de pe o poziție, fiindcă din când în când mai trebuie să marcăm și profit și așa mai departe. Urmăriți pentru cei interesați ETF-ul pe Israel și continuăm mai departe. HSMC Canada. Canada, tărâmului Ben Felix, ca să spunem așa, știm că Ben Felix este canadian, cel care ne aduce zi de zi pe micile ecrane, spun micile ecrane, fiindcă Lenovo acum are cât are diagrama de 17 sau cât e? 15. Deci, pe micile ecrane ne aduce domnul Ben Felix din ce în ce mai multe detalii investiționale. Trebuie spus că noi putem investi și în Canada, începând de astăzi, printr-un ETF de la iShares, bineînțeles iShares MSCI Canada, cu un total expense ratio de 0,48%, replicare fizică, domiciliat în Irlanda, acest ETF cu un price earning ratio de 12,74, price to book 1,81%, Canada, țară dezvoltată cu un equity risk premium undeva între 5 și 6% din câte am citit. Shopify, cu toți ați auzit probabil de Shopify. Iată, puteți investi practic și în Shopify indirect prin acest indice. Royal Bank of Canada, Toronto Dominion, Canadian National Railway, Enbridge, am auzit și de Enbridge, Bank of Nova Scotia, Barrick Gold Corporation, Brookfield Asset Management, una din companiile preferate de Lee Nelden, o companie de asset management cu prognoze foarte bune. Iată, pentru cei care investesc în equity individuale, probabil Brookfield Asset Management este opțiune interesantă. TC Energy, Canadian Pacific Railway și așa mai departe. Haideți să vedem acest ETF pe Canada. Să văd ticker-ul, că nu mai știu exact, cred că SSR2 era. DAX SSR2, deci putem investi, doamnelor și domnilor, bineînțeles, de ce nu și în Canada, însă ceea ce contează în continuare, spun acest lucru, foarte mult, diversificarea activelor financiare, diversificarea zonelor geografice și diversificarea claselor de active, bineînțeles totul împreună cu un management cât mai riguros al riscului. Iată Canada, fabulos acest lucru din nou, evoluții sinusoidale, contează foarte mult momentele de intrare, momentele de ieșire. Îl avem alături de noi pe Ovidiu Drobot în fiecare zi, practic ne putem folosi de expertiza lui în analiză tehnică în comunitatea de Facebook Investitor Inteligent, patreon.com/investitorul inteligent pentru analiză tehnică, pentru a identifica acele momente optime de a intra sau nu pe piață, punctele de suport și așa mai departe, trendul investițiilor financiare, chiar și pentru cei care au mai se pe termen lung. Contează foarte mult când vorbim de ETF-uri de acțiuni individuale, de pe țări individuale, când intri pe un ETF, da? Fiindcă vedem, au o volatilitate mult mai mare. Ne spune acest lucru, bineînțeles, și XTB-ul are o rubrică aici în care ne arată standard deviation, dar aici nu cred că e trecut. Ok, nu contează, sunt ETF-uri foarte noi introduse, probabil vom avea aceste detalii mai târziu. MSCI Canada, vedem cum a evoluat și acest indice. Iată, evoluția anuală și iar mai jos evoluția anualizată, sper că știm această diferență. Anual înseamnă doar în acel an, anualizat înseamnă compusă pe mai mulți ani, da? Iată 7,99 anualizat pe o perioadă din 1987 până astăzi, pe 10 ani 3,47, pe 5 ani 2,39. De asta e importantă diversificarea, fiindcă anumite regiuni vor performa mai bine decât altele într-o perioadă de timp, iar în altă perioadă de timp altele vor performa mai bine. Tocmai de aceea noi trebuie să fim diversificați în cât mai multe locuri.
Bun, mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu Fuzi 100, celebrul Fuzi 100, care spuneam eu când la prăbușirea din martie nu mai poate fi numit Fuzi 100, fiindcă se prăbușise foarte mult. E bine, haideți să vedem cum se mai situează astăzi Fuzi 100 și ne uităm acest lucru prin aceste grafice foarte frumoase celor de la Tradeville, niște grafice pe care le putem folosi direct prin analiză tehnică pentru cei care nu intră pe site-ul TradingView, îmi cer scuze. Numai puțin, că nu știu de ce nu... Aici nu e accesibil... Nu. Scuzați. Ok. Dar nu e accesibil graficul. Nu știu de ce. Ok. Nu contează. iShares FTSE 100. Equity-urile din UK rămân atrăgătoare. Lira. Știm că s-a depreciat destul de mult. Acest lucru este un avantaj pentru noi ca investitori pe termen lung, fiindcă putem beneficia la un moment dat și de un rebound al lirei. Un total expense ratio extrem de scăzut. 0,07%, poate cel mai scăzut pe care eu l-am văzut pe piața europeană. Pe piața americană știm că există ETF-ul și cu 0,04% de la Vanguard. Foarte interesant acest ETF, price earning ratio 15.83, price to book 1.49, cei de la Star Capital dau UK undeva cu 7-8% pe următoarea decadă. De văzut acest lucru, avem și volatilitatea distribuției extraordinare, companiile din UK, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, HSBC, Diageo, British American Tobacco, BP, Rio Tinto, Unilever, Reckitt Benckiser Group și Royal Dutch Shell. Iată, companii celebre, doamnelor și domnilor, în care dumneavoastră puteți investi, bineînțeles, doar după ce vă faceți acel due diligence pe care fiecare investitor trebuie să-l facă. Iată, UK-ul, o piață interesantă dacă ne uităm și la sectoare. Consumer staples 18%, financial 17%, healthcare 13,5%, materials 12,47% și industrial 10%. iShares FTSE 100 de luat în calcul pentru cei care își doresc cu adevărat o diversificare a riscului. Fiindcă vorbim de bătrânul continent, vorbim de bătrâna doamnă, iShares FTSE MIB. Italia, doamnelor și domnilor, Italia confruntată cu niște mari probleme macroeconomice. O scădere economică severă în această săptămână, am primit datele, undeva peste 10%, 12%, nu mai țin minte exact. Iată Italia cu o problemă, dreptul GDP ridicat, cel mai mare din Uniunea Europeană, undeva la 130%. Putem investi însă în equity-urile din Italia cu 0,33% prin intermediul XTB. Avem acest produs FTSE, doamnelor și domnilor, care are un ticker de SXRY pe Setra. Doamnelor și domnilor, SXRY în acest moment intrăm să vedem și din nou nu merge graficul, nu știu de ce, dar el pare adăugat acest instrument, lipsesc doar datele, probabil le vor adăuga și ei în perioada următoare. FTSE MIB, iată, Italia cu companii celebre, Enel, probabil cu toții plătesc o factură la Enel, ei bine, de mâine puteți fi și acționari, de fapt de luni puteți fi și acționari la Enel, nu? Să vă și vină o parte a leului, nu doar să plătiți, de fapt o parte a euro, fiindcă la România utilitățile sunt denominate în euro, la fel ca și factura la telefon și multe alte plăți pe care noi le facem fără să ne dăm seama, tocmai de-aia e important să tranzacționăm în euro, e important să avem active denominate în euro, dacă avem și plăți denominate în euro. Intesa San Paolo, o bancă celebră din Italia, Ferrari, domnul Schumer, Unicredit, Asicurazioni Generali, Smithro Electronics, NAM, Fiat Chrysler Automobil, Terna Rete, Electrica Naționale, toate aceste ETF-uri introduse la solicitarea mea, m-am rugat 4 luni de zile de cei de la XTB, este un succes personal reputat și mă bucur în sfârșit că avem ocazia în România să tranzacționăm aceste instrumente. Aș fi spus la un cost scăzut dacă cei de la XTB nu ar fi mărit comisiunea de tranzacționare de la 10 euro la 5 euro, este un lucru foarte rău ceea ce au făcut și acest lucru nu duce la dezvoltarea industriei financiare, ca să spunem așa, în România. E păcat, dar astea sunt opțiunile pe care le avem și cu asta lucrăm. Mergem mai departe. Un ETF de la Deutsche Bank pe argint fizic, doamnelor și domnilor, hedjuit în euro. Acesta este hedjuit în euro. Ce au introdus ei nu este hedjuit în euro. Le-am cerut să introducă și pe cel hedjuit. Cel nehedjuit însă l-aveți DXEA SAT 5, parcă era. Mai puțin. Nu, SAT 6, ăsta e. Deci aur fizic, argint fizic, tranzacționat în euro, dar cu monedă suport dolar pe indice. Deci aveți risc valutar, am cerut să fie introdus și cel cu hedjuit, care, numai puțin, o secundă și l-am fost zărit în undă. Ăsta e nehedjuitul, are 0,4 și hedjuitul cât are?
Stați un pic. Hedgeuit-ul are 0,75, deci este și un cost al hedgingului 0,3, mă rog. Pentru cei care nu vor risc valuta. MSCI Thailanda, un nou produs de la Deutsche Bank. Le mulțumim celor de la Deutsche Bank pentru crearea acestor produse extrem de interesante. MSCI Thailanda cu un asset under management de 26 de milioane de dolari, un fond de această dată domiciliat în Luxemburg, care nu este paradis fiscal, însă singura opțiune pentru europeni de a investi într-un produs cu replicare fizică pe MSCI Thailanda. MSCI Thailanda, vedem cum a parcurs, cum a excelentă performanța a indicelui din Thailanda, foarte volatil în schimb. Dacă ne uităm aici în 2015 cum au evoluat indicii globali și uitați ce a bubuit Thailanda fantastic, după care am avut o mare scădere, cred că nu știu dacă asta a coincis cu coronavirusul, posibil să fie aici, da, o scădere măricică, o nouă creștere măricică. Thailanda oricum interesantă pentru diversificare și pentru deținere pe termen lung, vedeți și evoluția anuală versus anualizată. 1,64 din 94 până azi, 7,57 pe ultimii 10 ani. Thailanda, probleme demografice, din păcate, trebuie să spun acest lucru, la fel ca și China și Iran, dar una din țările emergente care poate fi luată în considerare, știm că se va dezvolta în continuare acea zonă de Emerging Asia. Pentru cei care vor să investească în Thailanda, aceasta este opțiunea de la Xtrackers, doamnelor și domnilor. Un produs cu un total expense ratio de 0,5%, iată, domicilia, cum spuneam, în Luxemburg. Un dividend yield volatil undeva între 3-4%, datele nu sunt actualizate. Principale dețineri PTT, Siam Cement, Advanced Info Service, InTouch Holdings, Charoen, m-am pierdut. Bangkok, Dusit, nu știu ce. Deci vedeți aici toate deținerile și Spania. Spania, o nouă deținere interesantă. Știm că cei de la Star Capital dau Spania cu prognoză foarte bună pentru următoarea decadă. Spania nu are însă potențial de creștere a populației și de creștere a PIB-ului. Dimpotrivă, avem o recesiune severă în acest moment și în Spania. Peste 10% scădere, însă avantajul în Spania o reprezintă valuation-ul scăzut. Plecăm de la niveluri mai scăzute, ceea ce poate fi un indicator bun pentru future expected returns. Însă, Lynn Elden atrage atenția. Lynn Elden în raportul ei pe 2020, raport global, că Spania are riscurile ei și pentru cei care vor să afle mai multe informații, vă aștept în comunitatea de Facebook Investitorul Inteligent. Patreon.com Investitorul Inteligent, vă puteți abona măcar cu nivelul basic 3 euro, doar foarte puțin. Aveți acces la foarte multe informații pentru cei care vor să aibă acces la toată munca de research și la toate informațiile. Nivelul intermediei 9 euro pe lună și acolo veți vedea tot research-ul, toate discuțiile pe care le am cu toți cei din industrie. Portofoliul meu de investiții, analize pe securities, avem și pe Ovidiu Drobotă care ne ajută cu analiză tehnică atât pe acțiuni individuale cât și pe ETF-uri internaționale. Doamnelor și domnilor, vă așteptăm alături de noi, investitori inteligenți, așadar. Iată, Spania 0,3%, doar un total expense ratio scăzut, domiciliat în Luxemburg acest fond, asset under management total 41 de milioane de lire. Și iată, Sol este, trecuiește indicele benchmark Sol Active Spain 40, deci nu MSCI, ci Sol Active de această dată, un dividend yield de peste 4%. Spania cu Iberdrola, Airbus, Amadeus, Telefonica, Ferrovial, Banco Santander, Inditex, Banco Bilbao și așa mai departe, Repsol. Pentru cei dorni să investească în Spania, de ce nu? Diversificarea e importantă mai mult decât oricând pentru perioada care va urma. O evoluție destul de timidă a indicelui spaniol în ultima decadă, o decadă care a fost condusă în principal de ascensiunea fantastică a Statelor Unite ale Americii, ascensiune care se vede și în indicele MSCI World, respectiv MSCI ACVI, indicele global, așadar, ca contrapondere la FTSE World. Spania însă, iată, are niște valuation-uri scăzute în acest moment, cu price earning de 10, price to book 1.02, dividend yield 4.56, știm că future expected returns sunt corelate cu K-pool scăzut. Important acest lucru pentru cei care au mindset pe termen lung, de știut însă că și Spania este, la fel ca și celelalte țări individuale, cu o volatilitate mai mare, un standard de deviation mai mare, însă asta poate fi și un lucru rău, poate fi și un lucru bun. Pentru cei dornici de noi oportunități pe piețele de capital și de a cumpăra mai ieftin pe corecții, MSCI Filipine, de neuitat Filipine, o țară care este văzută de cei de la PricewaterhouseCoopers să sară foarte mult în indicele țărilor globale, în indicele de dezvoltare. Pe următoarea decadă vom vedea acest lucru, MSCI Filipine, cum se va dezvolta această țară micuță din Asia. Iată, un fond este în Luxemburg, acest fond care gestionează MSCI Filipine. Ce să mai spunem, total asset under management 29,93, știm
că este ideal ca un fond mutual menajuit pasiv să aibă măcar 25 de milioane de dolari. Știm asta de la Nicolas Rabener, da? Directorul celor de la Factor Research. Total expense ratio 0,65 pentru Filipine este identic, practic, chiar dacă acest produs este de la Deutsche Bank, cu produsele de la iShares pe Rusia și pe Africa de Sud. Știam că și ele tot 0,65 au. De fapt, acest lucru vi l-am povestit deja. Ca și companii Prime Holdings Investment, Unibank, Unilevel, Robina, nu știu ce. V-am arătat și pe XTB, dacă nu greșesc, da? Aveam aici SXRY pentru FTSE MIB, SESP.DE pentru produse la Xtrackers pe Spania, iar pe Filipine cred că avem XPQP. Da. Ăsta e pe Filipine. Ei trebuie să mai actualizeze și graficele. Cred că nu le-au actualizat. Vedem și indicele din Filipine, fantastică evoluție din 2010 încoace. Iată, în aceste momente de top, tu dacă vindeai, și de asta spun că buy and hold-ul este o strategie bună în principiu pentru cei cu un orizont investițional foarte lung și care investesc într-un indice agregat. Dar pe acești indici individuali e importantă și managementul activ. Păi tu în momentele astea aici, normal că marchezi un profit când ți-a sărit din 200 în... ți-ai dublat banul, da? Bulache, cum era? Bulache, ți-ai luat banul, știi? Bă, Bulache, dacă ți-ai luat banul, mai marchezi și profitul, știi? Nu le lași așa la lung, că după aia vine scăderea. Da? Deci trebuie să marchezi profitul în țările care s-au apreciat și investești după aia din cele care sunt subevaluate, sunt scăzute, sunt unde e depresie, știi? Asta e mentalitatea ca value investor. Mai multe detalii, doamnelor și domnilor, vom discuta în continuare pe grupul de Facebook Investor Inteligent, pe pagina Investor Inteligent, în comunitatea Investor Inteligent, vă puteți abona patreon.com/investorinteligent. Vă aștept, este o lună nouă, începând de astăzi se dau drumul la noi înscriere, așadar tot ce cumpărați, toți abonații care încep de astăzi să subscrie vor avea o lună întreagă de abonament practic la acest preț. Vă așteptăm, veniți alături de noi, toate cele bune, numai bine și la revedere!